Stimați prieteni, și Iașu, ca multe alte orașe, au trecut prin tăvălucul comunist. Deși nu sunt chiar așa de în vârstă, dar la cei 70 de ani ai mei și am poposit pentru întâiași dată în Iași, în 1958, 15 mai, ora 3:20, m-am dat jos din tren la Iași. De-abia după aproape un an am început să văd Iașu, când am ieșit din spital de la Sfântul Spiridon, de la clinica oftalmologică. Poate că de acolo am învățat, să zic așa, despre farmecul acestui fantastic oraș. Un oraș patriarhal, cu un parfum pe care nu-l are orice oraș sau târg din țară de la noi. Se spune că cartea de vizită a unui popor, a unei națiuni, rămâne arhitectura. Într-adevăr, Iașul a avut o carte de vizită impresionantă. De la gara, o clădire impresionantă făcută de un concern austriac cu arhitectură deosebită, apoi de la gara treceai pe la Râpa Galbenă. La Râpa Galbenă se știe că prima dată erau scări făcute din lut, că era lutăria orașului. Oamenii scoteau lutul de acolo pentru case. De la Râpa Galbenă puteai să te duci pe Păcurari, pe Copou, spre Universitate sau până a fi Universitatea, vechiul teatru care a ars și pe urmă s-a făcut cel în care mergem noi acum. Imediat la dreapta era strada Brătianu, actualmente Independenței, și cu strada Lăpușneanu. Strada Lăpușneanu este emblematică pentru cultura românească, pentru că pe aici și-au trecut pașii marile personalități ale culturii românești. Ea ducea în Piața Unirii. Aici era, să spunem, kilometru zero al Iașului, care se știe că pe vremea când Pastia a cedat terenul pentru a se construi un teatru, dar nu a mai putut fi construit teatru, probabil probleme financiare, costa prea mult, Eiffel, cel care e vestit cu turnul Eiffel de la Paris, arhitectul Eiffel cunoștea Iașul, a fost aici, era prieten cu familia Pastia și făcuse podul de la Ungheni. La insistențele lui Pastia a proiectat clădirea care ar fi vrut să fie teatru. Întrucât Pastia a sărăcit și el, dacă citiți istoria lui Eiffel, și el avea să sărăcească, cel care a făcut turnul Eiffel de la Paris, se știe că mari oameni de știință, de cultură ai vremii au sărit la gâtul lui și l-a desființat, a spus că e ceva aberant, și astăzi iată că este emblema Franței. Vedeți și dumneavoastră ce greu este pionieratul. Trebuie să fii un tip insistent, să crezi în ideile tale și în ceea ce spui în cap, să nu te doboare nici savanții, ci să știi tu ce ai de făcut. E foarte important. Avea să facă și Statuia Libertății, care iarăși pentru America este un simbol. Dar să ne întoarcem la Iașul nostru frumos, iubit, prin care știm că au trecut atâtea personalități de artă, de știință, în domeniul culturii, nu mai spunem, un Creangă, un Eminescu, un Asache, pentru care eu am toată stima și respectul. Hotelul avea să devină o clădire de reper, nu numai în Iași, ci în România, întrucât construcția este făcută pe schelet metalic de fontă cu grinzi de fier. Pentru prima dată în lume o astfel de construcție. Deci la Iași avea să aibă loc premiera unei construcții deosebite care să deschidă o eră în ceea ce privește arhitectura universală. Clădirea, nemai având bani, se știe, Pastia, a fost predată creditului urban. Construcția ei a durat între 1879-1882. Știm că ea a fost preluată de primărie, renovată de către primărie și s-a transformat în hotel, pentru că nu putea să fie teatru. Ca teatru era prea mică, ca să-i dea o altă întrebuințare nu se putea. Și atunci s-a decis să fie hotel. Dar important este că
e fel, avea să poposească la Iași, să facă această clădire. Hotelul Traian, fațada hotelului Traian, a fost modificată de foarte multe ori. Eu chiar în colecția mea am ilustrate care arătau și pe o parte și pe alta cofetării, frizerii, tutungerii la parter. Evident, se intra direct din ele în stradă. Între timp s-a făcut consolidarea temeliei atât din interior cât și din exterior. Clădirea rămâne, eu zic așa, în amintirea tuturor turiștilor. Eu m-am întâlnit cu oameni călătorind cu expoziție Eminescu prin țară, prin toate orașele țării, toți și-aduc aminte de Piața Unirii și de... Și mai aveți un hotel superb acolo, Traian. M-am citit că ar fi proiectul lui Eiffel, așa? Zic, nu că așa e, așa este. Și asta trebuie să ne bucure. Hotelul Traian făcea legătura cu strada Lăpușneanu, cu strada Gându, unde erau magazine deosebite, înclădiri numai mari de 2-3 etaje, cu balcoane, cu fier forjat, ușile de la parter, chiar în Piața Unirii, la clădirile care erau acolo, la cofetăria Ermacov, care era exact colț în colț cu Hotelul Traian, ușile de stejar aveau vitralii din sticlă făcute la Viena, sticlă comandată la Murano, Italia, Veneția. Deci Iașul a avut marea șansă să aibă oameni luminați, oameni bogați care au investit în arhitectura orașului. Eu sunt născut pe malul Ozanei Lucreang. Povestitori mai mari ca de acolo n-o să găsești nicăieri. Așa că, iubiți prieteni care vizionați aceste imagini, încercați să citiți cărți despre Iași și veți descoperi lucruri absolut fantastice.